bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală cu rubrica de gramatică de la Brașov TV. Încercăm și astăzi, ca de fiecare dată, să vedem împreună cum putem vorbi, dar și scrie corect din punct de vedere gramatical în limba română. Probabil acordul neadecvat al subiectului cu predicatul este cea mai stânjenitoare greșeală pe care o comitem, în special în comunicarea orală. Vom vedea astăzi cum se realizează acest acord, dar în special haideți să urmărim în minutele următoare ce ne-au răspuns brașovenii. Majoritatea a votat. Deci majoritatea a votat împotrivă. Au votat împotrivă, mi se pare mie, după atâția ani de zile, cred că... A doua variantă, majoritatea au votat împotrivă? Au votat împotrivă, cred. Majoritatea este un substantiv colectiv, pentru că, deși din punct de vedere gramatical este la singular, se referă la mai multe obiecte. Alte substantive din aceeași categorie sunt grup, grămadă, mulțime sau altele mai puțin cunoscute ca șleactă, camarilă, droaie. În cazul de față, trebuie să respectăm mai multe reguli. În primul rând, dacă substantivul se referă la noțiunea de mai multe persoane, atunci este la plural, iar dacă se referă la un grup sau la o mulțime, este la singular. De asemenea, dacă substantivul majoritatea are pe lângă el un atribut la plural sau dacă acesta este implicit, atunci folosim și verbul la plural. În aceeași ordine de idei, dacă substantivul este singur și propoziția are sens fără vreun atribut, atunci putem lăsa și verbul la singular. Au votat împotrivă. Deci nu ce a doua, da. Cu majoritatea? Au votat împotrivă. A votat împotrivă. Deoarece este substantiv colectiv. Dacă ne referim la exemplu, o mulțime de oameni au fost strânși în curte, acordul predicatului se face cu substantivul oameni, interpretat drept centru de grup, în timp ce colectivul anterior, o mulțime de, este doar cuantificator. Respectând aceleași reguli, spunem corect. Majoritatea copiilor din această clasă sunt blonzi. Prieteni, asta a fost tot pentru astăzi la rubrica noastră de gramatică de la Brașov TV. Sper că ați înțeles care sunt regulile pe care trebuie să le respectăm obligatoriu atunci când facem acordul subiectului cu predicatul. În cazul în care aveți sugestii, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook Știrile Brașov TV sau brașovtv.com, iar rubrica noastră de gramatică o puteți urmări live în fiecare joi pe Facebook, începând cu ora 18. Până data viitoare, toate cele bune! Rubrica de gramatică a fost realizată cu sprijinul RS Activ, lider în echipamente de construcții.